Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. Test, test, 20-20, probă, probă, fânul se uscă mai bine pe sobă. Salutare, dragi prieteni, Rain Cozoi și pentru voi cu un nou unboxing. Băi, fraților, am astăzi pentru voi un produs de la brandul Miya, un mouse de gaming pe numele său de scenă MG7524 sau 7524. Este un mouse de gaming care mie personal mi-a atras atenția prin forma sa similară cu cea a unui mouse de la SteelSeries, modelul Sensei. După cum vedeți, am aici doi mouse, unul de la SteelSeries și unul de la Dream Machine. Au acea carcasă specifică, să spunem așa, SteelSeries Sensei, și mouse-ul celor de la Miya, după cum vedeți și voi aici în pachet, este un produs sigilat. L-am achiziționat la Black Friday de vară de la Altex și am plătit pe el doar 20 de lei. Wow, am zis că este absolut incredibil și chiar vreau să îl testez. Avem iluminare RGB, conexiune pe USB, bineînțeles, 6 butoane, da? Și un senzor capabil de 4000 DPI. Specificații în limba română, super fine. Senzor optic competitiv, spun ei aici. Acum, c-o fi, că n-o fi, o să vedem, o să-l testăm riguros, să vedem ce are sub capotă, să spunem așa. Design ergonomic, pam, 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 compatibil cu toate suprafețele, necesită driver pentru instalare. Ce driver pentru instalare? Probabil plug and play, nu cred că are mare lucru, dar sistemele de operare, XP Vista, bla bla bla, iluminare RGB, 7 culori. Avem o rezoluție între 500 și 4000 DPI în 6 trepte, un cablu cu o lungime de 1.8 metri și o greutate de 128 de grame. Arată foarte bine, hai să scoatem afară din pachet produsul, avem aici Karambit Knight, să tăiem aici sigiliul și să îl punem lângă mouse-ul de la SteelSeries Sensei branded Diablo 3, să vedem care sunt dimensiunile acestuia. Ce găsim în pachet? Manualul de utilizare în limba română! Yay! Manualul MG7524, da, ne explică cum să-l conectăm la o mufă USB, pa, pa, pa. Nu, nimic altceva comparativ cu ce am citit deja pe cutia produsului, da? Ok, bun, acesta este mouse-ul. Arată chiar foarte bine, se simte foarte bine la mână, da? Este aproximativ la fel de greu ca SteelSeries Sensei și ca Dream Machine, poate chiar un pic mai greu, un pic mai greu aș putea spune, dar începem cu baza acestuia. Avem două patine din teflon, una sus și una jos. Da? Comparativ cu SteelSeries, unde avem 3 patine din teflon, 2 jos și una sus. Da? Senzorul este poziționat aproximativ la fel, un pic mai sus aici. Da? Și ne spune mouse gaming cu fir, model MG7524, senzor optic, nu ne spune modelul. Ne spune că na, alimentare la 5V, 150mAh, fabricat în China, www.altex.ro. Da, Miya și cam atât, nu ne spune nimic altceva. Avem două butoane, presupun că unul este pentru iluminare, unul este pentru DPI. Am să vă las scris pe ecran aceste informații. Și avem două butoane lateral, da, forward și backward, să spunem așa, înainte și înapoi în browser, pe care cel mai probabil vom putea să le programăm în softul său, dacă are soft până la urma urmei. Rotița scroll, se simte foarte bine rotița scroll, are pași fini, da? Butonul pentru DPI aici, presupun că este pentru DPI, nu știu, rămâne de văzut, da? Și clicurile sale, foarte, foarte, foarte tare, da? Am să îl conectez imediat la calculator să vedem și cum se iluminează acest produs.
foarte tare, foarte tare. Chiar am rămas plăcut surprins de acest produs grozav. Iluminarea este super, super tare. Avem o bandă, da, la baza mouse-ului care se iluminează RGB, după cum vedeți și voi. Este super, super tare. Îmi place extraordinar de mult. Chiar am rămas plăcut surprins. Nu am văzut absolut nimic despre acest mouse pe internet înainte să-l achiziționez și chiar arată bestial, arată bestial. Putem să schimbăm aici, la bază avem un buton care ne permite să schimbăm culoarea, da? La iluminare avem un roșu, verde, albastru, galben, foarte frumos, mov sau mă rog roz. Un aquamarin, nu știu, alb, probabil turcoaz a fost înainte și din nou roșu, da? Putem să lăsăm așa, pe verde, ia să vedem, lumina stinsă, da, așa cum pulsează, foarte frumos, foarte, foarte frumos, arată absolut genial. Îmi place foarte mult că acest mouse este acoperit cu un plastic mat, da? Și nu a venit cu acea peliculă subțire de cauciuc cu care a venit mouse-ul celor de la SteelSeries Sensei. Da? Eu aici am exfoliat acest mouse, efectiv l-am desfăcut, l-am băgat în spirit și l-am exfoliat de acea peliculă de cauciuc, peliculă pe care încă o are mouse-ul celor de la Dream Machine. Nu am folosit acest mouse suficient de mult încât să distrug această peliculă, dar în timp ea pur și simplu se va exfolia și va deveni foarte, foarte lipicioasă. Acel cauciuc se va strica pur și simplu de la umiditate, din cauza la atmosferă și de la umezeală, de la mâna noastră. Ca acel cauciuc se va strica, va deveni foarte, foarte lipicios și va atrage foarte multă murdărie, foarte mult praf și pur și simplu va trebui să desfaceți mouse-ul și să îl exfoliați de acea parte de cauciuc, să spunem așa. Cablul, cum spuneam, este de 1.8 metri, este fabricat dintr-un cauciuc, să spunem așa, destul de maleabil, foarte, foarte plăcut la atingere, este terminat cu un conector USB destul de bine închegat și avem și un inel din ferită pentru interferențe, pentru o conexiune foarte, foarte bună. Avem și acest arici pentru un cable management în spatele carcasei. Un produs super, super tare, super tare. Acum că l-am văzut, să spunem așa, în unboxing, sincer vă spun, îmi vine să mai mă duc să mai achiziționez încă unul, pentru că la doar 20 de lei este un steal, un steal. Cam atât a fost și cu unboxing-ul de astăzi și micul meu review, să spunem așa, părere personală la mouse-ul celor de la Miya MG7524. Eu am fost Rain Cozo, până data viitoare, nu uitați de like și subscribe. Pa, pa!